Vineri 4 septembrie 2015 au fost afișate rezultatele contestațiilor din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea august-septembrie. În județul Sălaj au fost depuse 124 de contestații, dintre care 45 la proba de limba și literatura română, 36 la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, 43 la proba la alegere a profilului și specializării. Au fost admise 50 de contestații, după cum urmează: 17 la limba și literatura română, 10 cu note mai mari și 7 cu note mai mici, 12 la proba obligatorie a profilului, 6 cu note mai mari și 6 cu note mai mici, 21 la proba la alegere a profilului și specializării, 16 cu note mai mari și 5 cu note mai mici. După soluționarea contestațiilor, au mai promovat 8 candidați, astfel încât s-a înregistrat o ușoară creștere a ratei de promovabilitate, de la 24,16% la 25,95%. La nivel național, procentul candidaților promovați a crescut și el, de la 21,1% la 25,67%. În județul Sălaj au participat la această sesiune de bacalaureat 447 de candidați din totalul de 550 înscriși, promovând în final 116 candidați.